Duminică 14 aprilie, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara ne invită la o nouă întâlnire în comunitate pentru a ne bucura împreună de o zi plină de activități pentru toate vârstele. La fel ca în anii precedenți, o stradă circulată în mod obișnuit de mașini devine pentru o zi un loc de joacă și distracție pentru toți în cadrul evenimentului străzi pentru comunitate. După zona centrală 2021, Freidorf 2022 și Plopi 2023, anul acesta ne vedem pe bulevardul Vardul Cetății, între calea Torontalului și strada Amforei. Programul se desfășoară între orele 11-16 și cuprinde următoarele activități, concerte și spectacole pentru copii, ateliere de împletit nuiele, croșetat, grădinărit, pictură, percuție, lectură, mânuit, păpuși, desene pe asfalt concursuri, crossul cetății 6-15 ani, battle de street dance, competiții amicale pentru seniori, șah, table, rebus, integrame, sudoku, mișcare în aer liber, aerobic, ping-pong, basket, volei, tras cu arcul. Vă invităm să descoperiți toate detaliile pe pagina Casei de Cultură. Pentru buna desfășurare a evenimentului, circulația tramvailor și autovehiculelor pe bulevardul cetății, între calea Torontalului și strada Amforei, va fi oprită între o orele 7 și 17. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.